cred că puțin ce am spus mai devreme. Deci, primul principiu fundamental al Fedora este libertatea. Cum spuneam, chiar dacă uneori ne cere anumite costuri, pentru că nimic nu este gratis, iar libertatea este foarte importantă și comunitate. V-am spus, Fedora este creată exclusiv în comunitate. Chiar zilele astea avem alegeri libere pentru alegerea forumurilor de conducere. Board-ul Fedora, Engineering Committee, funcționalitate. Pentru că ne propunem să fim promotori ai dezvoltării, în Fedora veți găsi de cele mai multe ori cele mai avansate funcționalități. Mulți dintre dezvoltatorii proiectelor upstream sunt în același timp și dezvoltatori Fedora. Mă refer aici la proiecte upstream, cum ar fi kernelul Linux, GNOME și multe altele. Firefox. Și, de asemenea, ne propunem să fim primi. De cele mai multe ori, noile funcționalități din zona programelor libere se găsesc prima dată în Fedora. Eu știu, cea mai nouă versiune de kernel, cea mai nouă versiune de Firefox, cea mai nouă versiune de OpenOffice. Dacă vreți programe, așa zise, bleeding edge, Fedora este locul în care le veți găsi. Dacă facem asta bine sau nu, statisticile noastre ne spun că ar exista în lume peste 15 milioane de utilizatori de Linux. De utilizatori de Fedora. Statisticile sunt făcute aproximative, nu sunt date științifice definitive. Sunt o aproximare bazată pe numărul de accesări ale serverelor pentru actualizări. Ceea ce ne face să credem că este o cifră destul de corectă. Din câte știu eu, suntem singura distribuție care prezintă deschis un număr de utilizatori contorizați și modalitățile prin care i-am numărat. Invitând astfel și alte distribuții să vină cu propriile noastre măsurători și să putem evalua împreună cât de mare este piața utilizatorilor de Linux în general. Fedora 12 este cea mai nouă versiune de Fedora, lansată acum aproximativ o lună. Cred că 17. Ce este, a fost specific Fedora 12? În primul rând, a avut un ciclu de dezvoltare scurt. Poate știți că Fedora, ca și alte distribuții mai cunoscute, de exemplu Ubuntu, au un ciclu de dezvoltare de 6 luni. La fiecare 6 luni apărând o nouă versiune. Pentru că versiunea precedentă, Fedora 11, a avut un ciclu mai lung. Programat inițial de 7 luni plus încă 2 săptămâni de întârziere. Ne-am propus ca, odată cu Fedora 12, să revenim pe programul tradițional de a lansa o versiune de 1 mai și alta de Halloween. Așa este tradițional la Fedora de când există Fedora. Fiind un ciclu scurt de puțin peste 5 luni, ne-am așteptat că vor fi mai puține funcționalități noi introduse în această versiune. Dar, cu toate astea, în final am avut 44 de noi funcționalități listate în pagini, listate ca feature oficiale. Asta nu înseamnă că sunt toate. Au fost mult mai multe, astea sunt doar cele considerate importante despre care am crezut că este important să vorbim. Ele țin de la funcționalitate desktop până la virtualizare sau dezvoltare. A acoperit o gamă largă de noutăți. Există de asemenea în fiecare versiune de Fedora niște versiuni derivate, așa cum Ubuntu există cu Ubuntu sau Subuntu. Avem versiuni personalizate care se adresează unor categorii bine definite. De exemplu, avem avem o versiune de Fedora destinată jocurilor. Un DVD care conține câte jocuri au putut să încap pe el.
ducă timpul să le copilească. Și vreau să vă spun că erau cuvinte și despre comunitatea Fedora, din România. Este o comunitate, este o relativ tânără de 2 ani jumate. Deci puțin peste 2 ani. Avem un site care oferă știri, tutoriale, documentație, un forum în care utilizatorii pot pune întrebări și primi răspunsuri în limba română, avem o galerie foto, organizăm evenimente, ne întâlnim la, chiar și la bere, dar și la lucruri serioase, la conferințe. Și ar trebui să mai fie, facem întrebări. Dacă aveți vreo întrebare. Spune totuși pentru completitudine și despre codecuri și libertate și de ce nu pot fi impuse codecurile. Spune toate chestia asta cu... În unele țări, codecuri, firmele care au inventat unele codecuri multimedia, cum ar fi MP3 sau DVX, le-au protejat prin patente asupra patente software. Asta înseamnă că în țările în care există legi care permit patentarea programelor software, cum ar fi Statele Unite, distribuirea acestor codecuri este limitată, nu este liberă, trebuie să plătești pentru drepturi de licenție. În alte țări, în Europa, de exemplu, aceste patente nu există, dar se încearcă introducerea lor. Dar Confedora este o distribuție globală care este bazată în Statele Unite, trebuie să respecte legile țării în care se află. Pentru noi românii este legal să luăm o distribuție de proveniență americană și să instalăm codecuri multimedia pe un site european. Este perfect legal. Dar concepția la Fedora este că dacă am include codecuri din astea care sunt libere numai în unele țări, ar limita libertatea distribuției. Având codecurile astea incluse, n-ar mai putea fi distribuită peste tot. Și asta înseamnă că nu este suficient de liberă. Alte întrebări? Spune. Sistemul da, e o întrebare foarte bună. Dacă nu mă grăbeam, aș fi spus-o la feature-uri. La Fedora 12 s-a schimbat ținta de compilare. Dacă înainte era compilat pentru sisteme 386, la Fedora 11 s-a compilat pentru 586, iar Fedora 12 este compilată cu țintă procesoare din familia 686. Asta înseamnă că pentru a rula Fedora ai nevoie de un procesor compatibil minimum Pentium 2. Procesor minim Pentium 2 la 233 de MHz, cam așa ceva. Cele din generații mai vechi nu suportă niște funcționalități din compilator. Iar ca memorie RAM, s-ar putea să poți face o instalare în text în 384 de MB, dar e recomandat să ai măcar 512 MB de RAM. Ca plăci video, în Fedora se va găsi cel mai bun suport pentru plăcile video curente out of the box. Avem suport kernel mode settings pentru plăcile NVIDIA, pentru ATI, chiar există drivere libere pentru ATI care știu compiz și efecte 3D. Cred că nu pentru toată familia ATI. Nu știu pentru care, eu n-am plăcut video ATI să știu. Dar a fost deja inclus în kernel sau... Da, și ideea este... Acum, pe acum, pe acum, 2633, am ajuns să... Am fost aprobat ca să intri în kernel. Unul dintre principalii dezvoltatori de la driverele Google este dezvoltator Fedora. Deci, în Fedora este cel mai nou suport pentru driverele